Sărbătorile de iarnă au fost întâmpinate cum se cuvine și la Complexul de Servicii pentru Persoane Vârstnice Alexandru Marghiloman, sau cum este mai cunoscut de buzoieni, Căminul de Bătrâni din Buzău. În ciuda recesiunii, cei 50 de locatari din cămin, împreună cu personalul care îi îngrijește, au petrecut Crăciunul conform tradițiilor ortodoxe, cu masă festivă, bucate tradiționale, cu voie bună și mai ales cu sănătate. Mai mult decât atât, ceea ce dumneavoastră cunoșteați până acum, că primeau cadouri, erau instituții sau persoane foarte generoase, cred că perioada prin care trecem, pe care o parcurgem cu toții, și-a pus amprenta asupra tuturor. Atențiile au fost mai mult simbolice. Le-au primit cu bucurie. Întotdeauna cadoul cel mai important este legat de relația noastră cu dumnealor, așa cum ne cunoașteți și cum știți de atâția ani. Suntem o familie. Împărțim și împărtășim sentimente comune și atunci și creștinește și moralmente, astea sunt cadourile cele mai de preț. Și în acest an bilanțul a fost pozitiv, instituția nu are datorii către terți și familia de vârstnici alcătuită din 50 de membri așteaptă cu speranță trecerea într-un an mai bun. Pentru trecerea dintre an, pentru noaptea de Revelion, am pregătit de asemenea o masă festivă suplimentară, afară de mesele din zi, pentru noaptea de Revelion, o masă festivă cu tort, cu friptură, cu produse tradiționale, probabil cu voie bună, ca în fiecare an, cu muzică, cu dans, cam așa s-au derulat și până acum lucrurile pentru cei care sunt mobili și pot, ceilalți participă cu inima. Masa de Revelion este un supliment la alocația zilnică de hrană în valoare de 10 lei pentru fiecare persoană. Pentru ca bătrânii să se poată bucura de sărbătoarea anului nou, s-a apelat la ajutorul prietenilor căminului, persoane obișnuite, dar cu suflet mare, care din puținul lor, după pilda creștinească, au contribuit cu câte ceva pentru încropirea mesei festive. Bogații Buzăului, nu știu dacă și-aduc aminte sau dacă știu, un lucru cert este că n-au reprezentarea bătrâneții. Nu sunt la vârsta la care să se gândească. Îmi pare rău să o spun, dar Bogații Buzăului n-au fost niciodată aproape de această instituție. Aproape de această instituție au fost întotdeauna oamenii de rând. Oamenii ca mine, ca dumneavoastră, ca prietenii și colegii dumneavoastră. Oamenii care au participat cu sume modice, dar adunate, s-au constituit într-o bucurie. Așa cum v-am spus, cu masa de Crăciun. Am sunat un prieten să-l întrebăm... Din porcul tău de Crăciun, ce părere ai? Sigur, sunt prieteni care ne sună ei și ne întreabă ce aș putea să aduc. 100 de ouă, 25 de cozonaci, 15 gogoși și așa mai departe. Bogații Buzăului uită că o comunitate trebuie să își cinstească și să își ocrotească bătrânii. Poate că nu darurile le încălzesc acestora inimile, ci faptul că cineva și-a adus aminte de ei, că nu au fost uitați de tot undeva la marginea lumii vii. În Complexul de Servicii pentru Persoane Vârstnice Alexandru Marghiloman viețuie 50 dintre bătrânii noștri. Acolo este casa și familia lor, de oameni rămas singuri. Măcar acum, la sfârșit de an, să ne amintim că ei există, că sunt ai noștri, ai tuturor buzoienilor, și cu gândul la părinți și la bunici să le urăm la mulți ani.